Domnule Sorescu, ați revenit la Botoșani. Da. La vechea dragoste, cum s-ar spune. Să știți că, dacă e să fiu foarte sincer, cred că e cea mai bună decizie pe care am luat-o în ultima perioadă, și anume aceea de a prioritiza lucrurile și de a pune familia, dacă vreți, pe primul plan. Faptul că deja aproape 5 ani de București e o perioadă lungă de timp și obositoare, și atunci decizia a fost, cred că, cea mai bună, să reușesc să revin acasă. Și la prima mea dragoste, cea de profesie, da. Cum a fost reacomodarea, având în vedere că, totuși, cum a spus și dumneavoastră, e vorba de o pauză de aproape. Să știți că a fost surprinzător de bună. Să vă dau un exemplu. După prima zi sau a doua zi am avut o comisie de disciplină aici, m-am întâlnit cu colegii și parte din ei parcă nici nu știau că am plecat. Adică, știți cum e, chiar a fost neașteptat de bună reacomodarea. Și de facilă și de ușoară, da. Eram curioși despre cum decurge activitatea de subsecretar de stat cu atribuții de secretar de stat, pentru că o perioadă ați avut și aceste atribuții. Da, da. Și dacă acum la final, după aproape 5 ani, cum ați spus dumneavoastră, simțiți că v-ați îndeplinit scopul acolo? Eu cred că mi l-am îndeplinit cu brio, deci am avut cam jumătate, am fost secretar de stat, jumătate subsecretar de stat și, cum spuneți, cu atribuțiuni de secretar de stat. Activitatea strategică e foarte intensă și, cel puțin la nivelul unui minister, cum este Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce făceam noi în calitate de demnitari, era o activitate mai degrabă pur de administrație, nu făceam politică, că la un moment dat, știți, cred că a fost și o neînțelegere la nivel local. Mulți își închipuiau că poți să influențezi politic. Nu, noi făceam cumva activitate pur administrativă. Vă dau un exemplu, cât am coordonat prefecturile. Sigur, era o chestiune care ținea de modul de funcționare a tuturor instituțiilor prefecturilor din România. Au fost perioadele de alegeri, am prins perioada de pandemie și a fost o perioadă foarte grea. Ulterior am avut niște activități și m-am ocupat de ceea ce însemnează relația, dacă vreți, pe zona aceasta de est, cu Ucraina, deci cu deschiderea unor puncte de frontieră, cu tot ceea ce însemna, mă rog, conflictul care îl avem la graniță. Iar în ultima perioadă m-am ocupat în relația cu Parlamentul, și anume am susținut legile Ministerului Afacerilor Interne, sau unde era implicat Ministerul Afacerilor Interne, în toată activitatea parlamentară. Deci am susținut legi, am avut tot felul de situații, deci dacă e să fac așa o... Am avut chiar niște conflicte și cu doamna Șoșoacă, nu conflicte, deci eu am susținut, vă dau un exemplu, susțineam acea o prevedere legală care prelungea din 3 în 3 luni ajutorul pe care îl acordă România refugiaților din Ucraina. Sigur, nu s-a terminat conflictul și din 3 în 3 luni tot se prelungea. Ei, nu vă spun și ci reacția avea doamna Șoșoacă, care, că de ce nu ajutăm românii și așa mai departe. Sigur, trebuie spus că acele sume parte din ele vin la Uniunea Europeană, dar, mă rog, am avut una peste alta, a fost o activitate foarte interesantă, eu zic că și o experiență care puțini oameni o au, dar cred că mi-am îndeplinit cu succes misiunea, ca să zic așa. Ați amintit de o serie de provocări care v-au presărat pe perioada petrecută la Ministerul Afacerilor Interne, dar din punctul dumneavoastră, care credeți că a fost cea mai mare provocare? Cred că cea mai mare provocare a fost cea legată de pandemie, de perioada de pandemie, în acele vremuri. Deși acum, retrospectiv, când mă gândesc, poate că lucrurile... Nu știu, și foarte mult spun că ar trebui să fie altfel, dar nu. A fost o perioadă foarte intensă, inedită, pentru că nu a fost un lucru care nu s-a mai întâmplat, și gândiți-vă că cel puțin eu făceam parte dintr-un colectiv unde eram 5-6 persoane care gestionau situația la acea vreme. Adică acel centru de comandă era la Ministerul Afacerilor Interne. Ori eu coordonam prefecturile și erau niște provocări imense, să vă imaginați că erau situații în care veneau românii acasă, la frontiere, erau blocați, nu aveam unde să-i cazăm, erau acele restricții care s-au impus la acea dată. Deci, cred că aceea a fost cea mai intensă și, dacă vreți, provocatoare activitate care am avut. Mai aveam o curiozitate, noi, cei de acasă, urmărim fenomenul ăsta al numirilor politice, pentru așa, că sunt da, cu susținere politică prin ministere,
în cazul secretarilor de stat, spre exemplu, și aveam această curiozitate dacă într-adevăr, nu neapărat că ar fi valabil în cazul dumneavoastră, sunt persoane capabile și care au această susținere de la să meargă la București. Și dacă nu pe alocuri, sunt unii care doar merg și practic... Bună întrebare! Pentru că vedem, de exemplu, tineri, există chiar un exemplu actual, care n-au performat în viața lor profesională și totuși, pentru că au intrat într-un partid, se aleg cu o funcție de acest gen. Bună întrebare și am să fiu foarte scurt și concis. Nu cred că se poate lua în calcul ceea ce înseamnă meritocrație în astfel de numiri. Sunt și astfel de situații, trebuie să o recunoaștem și nu. Sunt oameni care, sau sunt persoane care ajung pe o funcție politică, pe funcții chiar de demnitate publică, dar, cum spuneți noastră, nu neapărat că ar avea niște competențe profesionale, pentru că, cel puțin, eu așa cred că la aceste niveluri de decizii, hai să spunem, la nivelul de ministru, unde e o chestie politică, să spunem, și sigur, de strategie. La celelalte, cred că trebuie să fie oameni foarte bine pregătiți. Nu sunt întotdeauna. Deci... Bine, și acești oameni, când ajung la București, ce fac acolo? Plimbă cutii? Nu, de obicei, adică sunt în spatele fiecăruia, există un aparat de lucru care este foarte, nu întotdeauna, dar de regulă, eu n-aș putea, ar fi păcat să nu spun că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne am lucrat cu cabinete sau cu direcții pe care le-am avut în coordonare cu oameni foarte bine pregătiți și care rămân indiferent că vine sau pleacă, ba, e chiar o chestiune care am observat-o și am să o și spun, ei știu că sunt cei care rămân, iar demnitarii care vin sau cei care sunt, nu, secretari, subsecretari de stat, miniștri, vin și pleacă. Dar depinde și cum relaționez cu ei, cum lucrez. Eu vreau să cred că am lucrat foarte bine pentru că, și sigur, sunt scuzată lipsa de modestie, eu știam ce am de făcut, adică nu m-am dus acolo ca un om care nu știam cu ce să desfășoară lucrurile la nivelul sus prefectului, de exemplu, sau chiar ulterior la relația cu Parlamentul, unde trebuia să susținem legi, să avem puncte de vedere, eu știu, în care era implicat Ministerul și așa mai departe. Da, sunt, din păcate, oameni care ajung, cum spuneți și dumneavoastră, pur și simplu pe o listă de partid și pe o anumită nominalizare, da. Și care își leagă un CV. Da, să știți că mai devreme sau mai târziu aș spune că cred că ar trebui să fim foarte corecți cu noi înșine și să recunoaștem că ceea ce rămâne după noi sunt faptele pe care le facem, nu vorbele pe care le spunem. Eu poate că am ajuns la o anumită maturitate și datorită vârstei și a unor lucruri pe care le-am făcut și atunci cred că e foarte important faptele pe care le lăsăm în urmă, nu vorbele pe care le spunem, pentru că, să spunem, este multă vorbărie în tot ceea ce se întâmplă și mai puține fapte care să confirme. Da, asta e politica până la urmă. Asta e politica și, dar după 30 ceva de ani, după Revoluția din 89, cred că ar trebui să ajungem la un nivel și să știți că cel mai elocvent lucru este că electoratul a înțeles lucrul ăsta și vedeți că încetul cu încetul nu pot să mai țină vorbele, ci faptele care, mă rog, care rămân în urma fiecăruia dintre noi. În special oamenilor politici, când discutăm, discuția noastră are o conotație politică. Vă mai vedeți într-o funcție administrativă la Botoșani, spre exemplu? Existau o serie de zvonuri la Botoșani, cum că v-ați avea susținere pentru un eventual post de subprefect. Oh, nu știam de asta. Să știți că eu am venit acasă plecând, deci am revenit în Botoșani după o perioadă în care am, cum spuneam la început, am priorizat, în dore familia e cea mai importantă. Am ajuns după tot periplul ăsta pe care l-am avut în activitatea mea, familia e cea mai importantă. Nu știu dacă mă mai văd într-o funcție administrativă sau politică, susținută politic, dar în politică, la fel, niciodată să nu spui niciodată, știți, nu știu lucrul ăsta, dar vreau să vă spun că la ora la care vorbim, mă simt foarte bine aici unde sunt, știți. Aveam și o curiozitate din punct de vedere financiar. Se merită aceste... Nu.
Adică dați-mi voie să vă spun că este o percepție un pic greșită, cel la nivel de demnitari. Păi, ce să vă spun? Hai să vă dau un pic din casă. Păi, în Ministerul Afacerilor Interne foarte mulți aveau salarii mult mai mari decât demnitarii. Eu m-am dus din 2019 și am rămas cu același salariu pe care am venit acum. Au trecut inflații. Știți cum s-a pus problema? Nu, domnule, demnitarii să nu crească salariile. Sigur, nu este un salariu în care să umbli cu pantalonii cârpiți în fund. Haideți să fim realiști. Dar nu este. Par la prima vedere niște avantaje, dar care mi se par cumva normale, adică nu-i firesc să ai o locuință de serviciu, că nu ești nu stai în București. Cei care sunt în București sau dacă au proprietăți acolo, nu beneficiază, adică e normal să ai. Sau ai o mașină, sau în cazul meu aveam două mașini care mă deserveau, erau activitatea fiind una nenormată și să zicem erau situații în care puteai să lucrezi 24 din 24, în funcție de situațiile care interveneau, mai ales că Ministerul Afacerilor Interne este cel mai mare minister. Atunci aveai doi șoferi. Nu însemna nimic. Adică aveai un șofer care te deservea funcție de activitatea care o aveai. Sau, eu știu, un cabinet care îți pregătea agenda, te duceai. Deci, nu. Deci, adică eu vă spun ca un om care am trecut pe aici. Deci nu se moare de foame, dar nu este o afacere. Ca să zici, domnule, uite, m-am dus acolo și m-am umplut de bani. Nici pe departe. Revenind la politică, în noul PNL vă regăsiți? Ați vrea să vă regăsiți? Să știți că... Da, sigur că eu fac parte din biroul politic, deci au fost niște... Dar cred că niște percepții greșite, adică ce spuneam, lumea își închipuie că dacă ești la București trebuie să stai tot timpul și la Botoșani, nu se poate. Sau să faci... Percepțiile astea au fost discate până la urmă de... Tu de colegi de aici. Da, nu, dar aici trebuie să... Haideți să spun, poate nu o să le convin unul. Este o generație partid tânără care a venit foarte recent, așa. Știți, nu-i foarte academic ce am să spun, dar sunt cățelandre ăștia tineri, așa, care vor să ardă niște etape. Ei, nu-i chiar așa. Adică, în politică, trebuie să confirm, trebuie să ai o anumită vizibilitate. Dar unora le-a reușit. Da, dar să știți că astea sunt chestiuni care au o zonă de efemeritate. Vor ține de la momentul ăla și peste o zi, două, se va termina. Deci, nu... Eu sunt omul care cred că lucrurile statornice sunt cele care primează în tot ceea ce se întâmplă, știți? Deci, acele zvonuri, cum că ați fost practic forțat să reveniți la Botoșani? Nu, dar nu se confirmă nici pe departe. La mine era o chestiune, eu devenit să știți, tot timpul spuneam că vreau să vin acasă. Eu când am plecat, și nu fac din asta un secret, am plecat în ideea în care în iunie urmau să fie alegerile și în 6 luni voiam să revin acasă. Adică a fost o provocare. Eu la vremea aia îmi exprimasem dorința la nivelul biroului politic pentru o funcție la Ministerul Finanțelor. Pentru că eu am fost director de finanțe și atunci erau chestiuni care țin de profesia mea. Și... trebuie spus lucrul ăsta, într-o seară zice, dom'le, uite, haideți să încercăm, adică să încercăm, este un post de secretar sau ai fost prefect, ok, mergem acolo. Deci era o chestiune care nu mi-era, eu nu m-aș băga, ce m-a întrebat dumneavoastră, nu m-aș băga într-o activitate în care să știu că nu pot să o gestionez, deci exclus lucrul ăsta. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să ai, cum să spun eu, trebuie să ai... capacitatea să știi ceea ce poți să faci. Nu trebuie să te bagi cu capul înainte, indiferent de situație. Da, dar nu toate persoanele gândesc ca dumneavoastră, nu toate au simțul ridicolului, adică... Da, dar asta face ca, la un moment dat, inclusiv zona asta politică, să aibă o percepție corectă din punct de vedere a oamenilor. Adică când unii își doresc peste zi să devină, să facă, să nu știu, să se afișeze, așa, asta face ca la un moment dat clasa politică să aibă cel mai scăzut nivel de încredere, spre exemplu. Deci, despre asta vorbim. Apropo de încredere și faptul că ați amintit și de alegerile locale și rezultatul de la alegerile locale, v-am văzut cu toții, Valeriu Știme a reușit să câștige niște alegeri într-o luptă unde nimeni nu-l vedea victorios. Nu știu, simțiți și dumneavoastră ca și botoșenii care au acordat votul că se reformează PNL-ul la Botoșani și că avem în sfârșit o ofertă electorală nouă? Da, este și aici domnul Valeriu Știmie. Dacă e să mă întrebați pe mine, sigur, eu am făcut campanie electorală în perioada aia atât cât mi-a permis agenda și am crezut
dar nu am crezut că se va ajunge la, trebuie să fiu, nu sunt ipocrit, nu am crezut că se va ajunge la acest rezultat și foarte mulți n-au crezut lucrul ăsta. Am ajuns la nivelul, sau s-a ajuns la nivelul în care PNL-ul a câștigat la Botoșani. Ei, de acum începe adevărata provocare. Adică, la un moment dat, sigur, așteptările, vedeți că sunt foarte mari și dă Doamne să se și concretizeze. Da, cred că se va reforma, dar ceea ce aș vrea eu să spun, întotdeauna trebuie ținut, eu vorbă, știți, cine nu are bătrâni să și-i cumpere, iar cine are să-i păstreze. Adică, inclusiv la PNL, eu cred că trebuie ținut cont și de seniori sau, din, în paranteză, dinozauri din partid, pentru că au ceva de spus. Pe lângă faptul că este un entuziasm și foarte bine al tinerilor liberali, în cazul nostru, care vor să facă și foarte bine așa, cred că la un moment dat nu trebuie dat la o parte tot ceea ce însemnează oamenii care au făcut, dacă vreți, politică liberală în ultimii 10-20 de ani. Arată Valeriu Iftimiu un dinozaur important? Nu știu să spun lucrul ăsta, poate că timpul o va demonstra, dar nu e vorba de arata, deci ați văzut dacă a ratat, nu? Nu, eu spun că trebuie ținut cont. Nu, eu spun că trebuie ținut cont. Nu spun că dacă la un moment dat trebuie să facem și o selecție, pentru că la un moment dat, vedeți, intrăm într-o zonă de administrație, de exemplu la nivelul județului, unde lucrurile sunt cu un nivel mare de provocare, adică este foarte greu. Județul Botoșani are sau botoșenieni au niște așteptări foarte mari. Sunt niște provocări imense. Haideți să ne gândim ce înseamnă la Botoșani problema sănătății, a apei, a infrastructurii, a protecției persoanelor cu nevoi, deci bătrâni, copii și așa mai departe. Este și trebuie să spun, este o rezistență funcționarilor din administrația publică și lucrurile astea le-am simțit inclusiv la minister, adică sunt oameni care cu statutul de funcționar public e ca și cum au o pavăză. Ei, e greu când vii tu ca un om politic să impui niște lucruri și să solicești, să ceri niște lucruri. Și nu, adică știi cum e, ca să dai afară un funcționar public e mai greu decât mai degrabă schimb un demnitar. Azi l-ai pus mâine, l-ai schimbat sau a plecat el sau așa mai departe. Dar un funcționar public e o provocare. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile nu sunt așa simple. Iar dacă mă întrebați, nu știu dacă a ratat, dar cred că trebuie avut în vedere și, știți cum spune cine, Marius Budai sau seniori, e o chestie care a preluat-o toată lumea. Nu, trebuie ținut cont de toată lumea, adică găsit un echilibru. Eu sunt întâmplător sau nu sunt un om al echilibrului, așa, poate că și profesia asta de economist are așa o simbolizare, o balanță, știți? Culmea, eu sunt și născut în zona balanței, dacă este să discutăm. Deci cred că trebuie găsit un echilibru. Da, sigur că da, lucrurile nu trebuie înlăturate. Deci nu trebuie înlăturate în totalitate, mă rog, dinozauri, cum spuneți dumneavoastră. Ar putea face PNL la alegerile parlamentare aceeași figură frumoasă ca să folosesc un clișeu? Va trebui să facă. Va trebui să facă. Și de ce spun lucrul ăsta? România are nevoie de dezvoltare. Deci suntem într-o situație, Botoșani are nevoie de dezvoltare. În condițiile astea, ceea ce trebuie să facem este să înțelegem că oamenii, sau și oamenii, eu sunt convins că așa cum au votat la alegerile locale, cu siguranță vor gândi în același fel și la alegerile parlamentare, prezidențiale, care etapele astea care urmează în această toamnă. Deci eu cred că vom, și spun că trebuie, de ce spun că trebuie? Pentru că țara asta trebuie să se dezvolte, Botoșani trebuie să se dezvolte. Avem premisii, premisiile sunt foarte bune, numai că lucrurile trebuie să, din aproape în aproape, nu chiar pas cu pas, cred că trebuie să mai schimbăm viteza, trebuie să mergem cu o viteză mai mare în a propune niște obiective și a le rezolva și a le depăși chiar, în sensul să le punem în operă. Și dacă ar fi să mergem pe același trend, cam câți parlamentari credeți că ar putea scoate PNL la Botoșani? Măcar 3, dacă nu 4. Măcar 3, dacă nu 4. Deci trebuie, nu, targetul, și apoi trebuie să ne propunem un astfel de nivel și este prefer realizabil, adică haideți să fim realiști, nu, așa, eu așa cred, adică gândiți-vă că noi din octombrie se va prelua președinția Consiliului Județean, lucrurile vor intra cu siguranță într-o altă logică, într-o altă strategie, într-o altă viteză și atunci oamenii vor vedea că
ceea ce se va întâmpla la sau ceea ce se vrea să întâmpla la Botoșani, chiar se va și întâmpla. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.